În seara aceasta am un singur verset pentru dumneavoastră, și tot din 2 Timotei, capitolul 4, de data aceasta versetul numărul 3, care spune așa: Îl avem și pe ecran. Apostolul Pavel îi spune al lui Timotei că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute. Și își vor da învățători după poftele lor. De ce am intitulat uh, predica din seara aceasta Teologia poftelor noastre? Uh, probabil că va fi o predică deranjantă pentru foarte mulți, dar m-am gândit uh, că ne-ar prinde foarte bine lucrurile acestea. Iată ce se întâmplă când uh, nu trăiești ceea ce crezi. Uh, foarte des se întâmplă în viața noastră să avem un set de credințe și ele nu-și găsesc aplicarea în viața noastră. Una credem și altfel trăim. Zilele trecute am discutat cu un ascultător al nostru foarte uh, frecvent și credincios bisericii noastre, de undeva dintr-un oraș din România, nu vreau să spun numele, este cantor la Biserică Ortodoxă, și uh, citind și ascultând Cuvântul lui Dumnezeu de mai multe ori, a început să citească Biblia, uh, l-a abordat pe preotul la care el slujește în biserica aceea și l-a întrebat uh, ce e cu Sfânta Maria, cu icoanele și cu închinarea la Sfânta Maria. Și preotul i-a explicat, mă rog, doctrina ortodoxă despre credința în Fecioara Maria. Dar bine, bine, părinte, a zis el, ce scrie în Scriptură și a scos Biblia și a citit despre frații Domnului Iisus, care nu credea în el. Spre surprinderea preot, acestui om al nostru, frate al nostru, ca și putea să spun frate al nostru, preotul a venit cu o idee pe care n-am auzit-o nici eu până acum. Zice, stai puțin că Iosif zice, a lăsat-o pe Maria, s-a căsătorit cu altcineva și a avut copii din alte căsătorie. Dar bine, bine, zicea credinciosul nostru, părinte, unde scrie asta în Biblie? Păi zice, nu, nu scrie asta în Biblie, dar așa s-a întâmplat, că așa nu puteau să fie frații din Fecioara Maria, care a rămas purura Fecioară, ea a ajuns în cer, nu ea este nevasta lui Dumnezeu, nu putea să aibă copii. Discuția cu omul acesta mi-a trezit, de fapt, tema din această seară. Atunci când viața noastră nu se potrivește cu doctrinele noastre, de cele mai multe ori, în loc să umblăm la viața noastră și să o corectăm după Scriptură, așa, atunci e mai comod să ne fabricăm o altă doctrină și chiar să ne schimbăm Scriptura să se potrivească cu viața noastră. De aceea Apostolul Pavel spune, Timotei, vezi că în vremurile din urmă vor veni oameni care își vor da învățători după poftele lor. De deci, aceea vor elabora oameni în vremurile din urmă, vrea să spună Pavel, o teologie a poftelor lor. Iată ce se întâmplă când nu trăiești ceea ce crezi. În primul rând, nu vei avea, vei avea conflicte interioare și disconfort emoțional. Nu o să te simți bine deloc. Când tu trăiești altceva decât ceea ce crezi. Când nu se potrivește viața ta cu Scriptura, vei avea conflicte interioare, te va mustra conștiința, Duhul Dumnezeu îți va duce aminte că nu este în regulă umbli pe două cărări în același timp. În al doilea rând, îți pierzi din autenticitate și din propria ta identitate. Aproape nu mai știi cine ești. Știți că psihologii și mai ales psihologii creștini au descoperit că aproape cei mai mulți schizofrenici se nasc dintre pocăiți, care cred una și trăiesc altceva. Și atunci se petrece în mintea lor acea schizofrenia, ruperea frame-ului mental, pentru că el trăiește două vieți în același timp. La biserică, așa cum spunea tânărul nostru, suntem foarte pocăiți, avem lozinci creștine excelente, dar când ieșim afară, luni, marți, miercuri, umblăm pe alte căi. Nu mai suntem autentici, aproape că nu mai știm exact cine suntem, nu mai avem o identitate corectă. În al treilea rând, ne pierdem încrederea și respectul de sine. Ne uităm bine în oglindă și știm exact că nu suntem ceea ce vrem noi să părem în fața altora. Știm că nu este ceva cinstit și corect cu noi. Ne pierdem respectul față de noi, noi înșine. În al patrulea rând, relațiile tale personale cu alții vor fi afectate. Și primii care te vor prinde că ești fariseu, că predici apă și bei vin, așa, sunt proprii tăi copii. Care nu o să voiască să calce pe urmele tale... Pentru că știu exact cine ești. Eu am avut un uh, mare respect pentru părinții mei și mai ales pentru tata. A fost un om deosebit. Dar când l-au pus dirijor la fanfară în sat și veneau fanfariștii la noi acasă înainte să înceapă serviciu și scoteau niște cânce de vin, cum ziceau ei, și beau bine frații și plecau la biserică cu obraje roșii și suflau în trâmbiță că mă temeam să nu se îndrepte trâmbițele alea strâmbe, așa, mi-am dat seama că ăștia predică apă și beau vin. Am avut o total, totală lipsă de, de respect față de religia lui taică meu. Slăvit să fie domnul că s-a întors la Dumnezeu și l-am văzut că primul lucru care l-a făcut tata a scos butoaiele de vin afară și a dat drumul la vin să curgă prin curte spre disperarea lui bunicul meu care îi părea rău de băutura asta. Ei, oamenii din jurul nostru, relațiile noastre cu cei din jurul nostru vor fi afectate. Și ultimul lucru care vreau să spun aici este că vom simți o totală lipsă de satisfacție și de împlinire în viață. Pentru că una credem și altceva practicăm. Spuneam că mulți oameni, în loc să ajusteze viața după Scriptura, care știu bine că o încalcă, își elaborează idei teologice ca să se potrivească cu stilul lor de viață. Nu mult după aceea, urmează să modifice și versetele din Scriptură ca să trebuie să se potrivească cu noua teologie. Aici vreau să vă spun un exemplu, înainte să încep primul subiect care este acesta. Prima, prima teologie care circulă enorm de mult mai ales între cei tineri, în tânăra generație este că nu contează cum trăiești. Nu, nu contează cum trăiești. Domnul este bun. Domnul ne iartă toate păcatele noastre. Noi suntem copia lui Dumnezeu. Nu ne putem pierde mântuirea asta, calitatea asta de copil al lui Dumnezeu. Toate versetele cu care ilustrez subiectul din această seară le-am luat din Proverbe, capitolul 14. Iată ce spune versetul 2. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe cărări, pe căi strâmbe, îl nesocotește pe Dumnezeu. Auzim foarte des, nu contează cum trăiești. Domnul este bun. El ne iartă, ne iubește și nu contează că doar noi nu suntem mântuiți prin faptele noastre, ci suntem mântuiți prin credință. Doctrina asta este foarte populară astăzi. Vreau să vă spun că la Roma a sosit un călugăr britanic prin anii el a trăit între 354 și 418, se numea Pelagius, eu știu că o serie de calviniști vor sărie în aer la predica mea, pentru că e adevărat, el a fost declarat eretic de un consiliu de la Ierusalim, a avut niște idei, într-adevăr, ieșite din cadrul creștinismului, dar eu vreau să vorbesc despre o parte bună a acestui om. A venit la Roma și a văzut viața deșănțată a creștinilor din Roma. Beau, se îmbătau, trăiau cu femeile altora. Era un dezastru moral fără pe, care el nu l-a văzut până atunci. S-a revoltat și a început să țină niște predici împotriva acestor deșențați, acestor creștini care treau după capul lor. Ei bine, episcopul Augustin, Sfântul Augustin, a recunoscut și el că ăsta era adevărul. Creștinii din vremea lui trăiau o viață imorală. Dar întotdeauna, dacă nu vrei să umbli la schimbarea vieții, umbli la o nouă doctrină. Și Sfântul Augustin a lansat de atunci o doctrină nouă. Creștinii nici nu pot să trăiască în Sfințenie. Pentru că noi suntem căzuți și căderea noastră este iremediabilă, nu? Este totală. Suntem totalmente într-o natură coruptă și nu putem trăi în Sfințenie anyway. Suntem mântuiți prin credință, Practic, Augustin a pus bazele calvinismului de mai târziu, după ce a venit reforma. Ce vreau să spun aici? Că întotdeauna, când ne lovește această realitate că viața noastră este foarte diferită de ceea ce spune Scriptura, în loc să atacăm problema vieții noastre și să ne o schimbăm conform Scripturii, elaborăm o nouă doctrină ca să justifice, de fapt, pofta și mizeria păcatului în care noi trăim. E asta a făcut Augustin. Și e, creștinismul este infestat de atunci, de această idee că nu se poate trăi în Sfințenie, Domnule. Noi suntem născuți într-o ființă total coruptă. Nu putem trăi în Sfințenie și nici nu mai trebuie să încercăm, nu-i așa? Și apoi a venit fratele Calvin și apoi Luther și ne-au spus că, de fapt, nici nu ne mai putem pierde mântuirea. Noi suntem copii al lui Dumnezeu și Dumnezeu nu șterge de pe numele lui copilului, indiferent cum trăiesc ei de azi încolo. Oare așa să fie? Eu nu cred că este așa. Nu poți să-ți pierzi mântuirea din pricina faptelor tale? Ba, o poți pierde foarte ușor. Toți oamenii din Scriptură care și-au pierdut au fost din pricina faptelor lor. Vom da socoteală de faptele noastre este o legătură strictă între ceea ce credem noi și viața pe care o ducem. Comportamentul meu arată exact doctrina în care eu cred. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu mă va trage la răspundere că viața mea nu se acordă cu ceea ce eu cred, cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus. Contează cum trăiești. Trăiește frumos și Dumnezeu te va răsplăti. Nu te lua după doctrina asta, este una falsă și extrem de periculoasă. A doua doctrină care circulă foarte mult, mai ales între, tineri, în cei, între, între cei tineri, este că uh, eu mă distrez de fapt și nu păcătuiesc, nu? E, e numai distracție. Și distracția nu este păcat, nu? I have fun. Nu păcătuiesc cu asta. Ce păcat este că am fun, Nu? Părinții aproape că ne învață să păcătuim cu grijă, nu? Pentru că sunt unele păcate acceptabile, nu-i așa? Să ne ferim de păcate mari. Și părinții spun să nu faci asta, să nu faci cealaltă. Dacă te confruntă cumva cineva cu păcatele care le ai, răspunde așa cu o glumă, că toată lumea o face, toată lumea bea, toată lumea o mai greșește pe ei școlea, nu-i așa? Ei, Biblia ne învață că orice păcat este ofensă la adresa neprihănirii și sfințeniei lui Dumnezeu. Că nu putem să glumim cu păcatul fără ca el să nu se răzbune asupra noastră. Păcatul este distracția proștilor, nu vă, nu vă supărați pe mine, păcatul este distracția prostului. Uh, nu, nu, oamenii râd de, de, nu păcatul râde, uh, nu oamenii râd de, de, păcat. Nu-i distracție. De obicei, păcatul râde de proști. Ok? Există consecințe foarte serioase pentru păcate. Nu glumiți cu el. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Proverbe 14 cu 9, cei nesocotiți, deci oamenii care nu gândesc profund, cei care nu-și fac socotel serioase, glumesc cu păcatul. Cred că este o glumă, cred că e o distracție. Dar între cei fără prihane este bunăvoință. Omul care vrea să trăiască cu sfințenie, poate să o facă. Haideți să luăm în serios asta, tinerii mei dragi. It's not just fun, it's just sin. Și pentru sin este judecata lui Dumnezeu. Ferește-te de el poți să trăiești o viață uh, în neprihănire. Doctrina numărul 3 și asta foarte uh, răspândită este că fericirea este să faci ceea ce vrei. Asta e să ajungi când ești fericit, faci ce vrei, Domnule, absolut faci ce vrei. Uh, asta este foarte falsă de-a cursul vieții, mai ales la bătrânețe, că nu mai faci ce vrei, faci ce poți, okay? ascultați-mă. Nu mai face ce vrei, face ce poți. Uh, nu să faci ce vrei este fericire. Proverbe 14 cu versetul 14 este foarte interesant. Spune că cel cu inima rătăcită să satură de căile lui. Își găsește satisfacție în păcatele pe care le comite. Dar și omul de bine se satură, și el ce este în el. Deci, cu alte cuvinte. Fericirea nu depinde să faci prostii, să faci lucruri rele. Fericirea este să faci lucruri bune și pozitive pentru că asta te satură, asta te duce la satisfacție întreaga ta ființă. Din păcate sunt foarte mulți oameni care cred că dacă ajungi să poți să faci ceea ce vrei, atunci cu adevărat ești fericit. Vă rog să nu-i alege, alegeți pe ăștia, acum la votări, ok? Că dacă ajung acolo sus și fac ce vor ei, îi va și am de noi pe urmă. Doctrina a patra de care vreau să vorbesc este probabil și una dintre cele mai răspândite, este că foarte multe lume crede că cea mai ușoară, cel mai ușor lucru în viață este cel mai bun, nu? easy way, american easy way. Uh, lucrurile grele, fugi de ele, nu? Uh, dacă sunt ușoare, nu, astea sunt bune. Uh, pocăința e grea, frate, nu? Parcă trebuie să o cari în spate. Nu e grea. E o, e o concepție greșită care ți-a intrat ție în cap. Uh, nu, e, nu e mare binecuvântare în lucrurile Ușoare, ușor de făcut. Tot voi spuneți easy comes, easy goes, nu? Ceea ce vine ușor pleacă repede, pleacă ușor. Viața nu este făcută din lucruri ușoare. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Oriunde se muncește, este și câștig. Dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Vorbă multă, sărăcia omului, nu? este o altă formulare a acestui cuvânt. Lucrurile ușoare în lumea aceasta nu duc la prosperitate niciodată. Oamenii care au făcut ceva în lumea asta, în viața asta, au muncit din greu. Dacă ai astăzi o casă, o mașină și ai tot ce trebuie în casă, este că ai muncit greu. Mulți dintre români care vin în America au fost foarte șocați la început că au descoperit că aici se muncește foarte greu. În România, noi aveam o serie de, pe vremea comunismului, o serie de lozinci care spuneam așa: că nouă nu ne frică de muncă pentru că știm să ne ferim de ea. Și am venit cu ideea asta în America și ni s-a părut teribil aici un frate din Spania mi-a povestit că a lucrat undeva pe, la un spaniol care l-a pus să sape ceva șansuri în gospodăria lui și în timp ce trecea spaniolul pe acolo, românul repede să vadă la că muncește, știi? Se grăbea, împingea la roabă, dădea cu târnăcopul. Și când trecea pe acolo, ăsta îi spune, îi spunea în, în spaniolă uh, să -o, o ia mai încet, nu? Dar cuvântul în spaniolă uh, suna ca și, ca, și în român, ca și în românește, tragi chiulu. În spaniolă uh, suna grozav de, de bine pentru asta. Asta era, era înfuriat. Cum, domnul, el muncește așa de greu și asta spune tranquilo? Cum să trag chiulul, domnului? Nu trag de deloc, muncea de, de numă. De numă. Ei, hey, am venit în America cu filozofia asta și aproape că am fost șocați ce pretențioși sunt americanii ăștia. Și am început să aplicăm. Unii dintre noi să lucrăm numai când ne vede șeful, nu? De aia ne-am pierdut geaburile, Un frate din Chicago era foarte supărat că l-a dat șeful afară. Și l-am întrebat, da, de, ce? Zice, nu știu, domnule, că eu nu știu engleză. Zice, un singur cuvânt știu. Care? Tomorrow. Ori de câte ori ăsta a spus ceva, ăsta a spus tomorrow. <laughs> Când i-a spus să lucreze ceva, ăsta a spus tomorrow. Și ăsta a zis, tomorrow nu mai vine la lucru. Stai acasă. You stay home tomorrow. Um, easy way aplicăm și la pocăință, nu? Unii spunea că preferă biserica aceea care cele 10 porunci sunt numai 8, 10 a e numai 5% și serviciul e foarte scurt, o dată pe săptămână, de la 8 la 9. Preferăm și scurtăm tot timpul până și exercițiul nostru religios, pentru că credem cu cât e mai scurt, cu atât e mai bine. Să știți că toate eforturile au o răspătire comparabilă, comparabilă cu efortul. Munca a fost binecuvântată întotdeauna de Dumnezeu și ar trebui să nu fugim de ea. Și să nu aplicăm regula asta la viața noastră spirituală. Citiți Scriptura, citiți-o în fiecare zi, rugați-vă în fiecare zi, faceți-vă -o, o viață disciplinată. Nu este ușor. Dar în Împărăția Cerului trebuie să trecem prin eforturi și din partea noastră. Oh, Jesus have done everything. Sigur că da. Domnul a făcut tot ce nu puteam noi face. Dar Domnul așteaptă de la noi să facem lucrurile care le putem noi face. El nu le face în locul nostru. Numărul 5. O altă teologie a poftelor noastre, foarte răspândită astăzi, este spune ceea ce crezi și gândești. El este sincer. El spune întotdeauna ceea ce crede și ceea ce gândește. Eu aș zice să începem să gândim ceea ce spunem. Și poate o luați în serios și pentru ședința de duminică. Amin, așa e. Pentru că de cele mai multe ori spunem și pe urmă ne spun alții ce-am greșit după ce am zis. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiți ea se dă de gol, spune Sfânta Scriptură. Să ne ferim de treaba asta. O, frate, dar eu sunt sincer. Ia, o să mergi în iad cu toată sinceritatea ta. Ești sincer greșit, ești sincer și greșit. Nu te poți scuza cu sinceritatea ta, nu? Uh, și ultimul lucru care vreau să îl menționez în această seară este lucrul ăsta pe care îl pune filozofia acestui, acestui fiac în mintea multor tineri de astăzi. O, oh, sunt multe căi care duc la Dumnezeu. Părăția lui Dumnezeu este așa ca un munte foarte înalt, sus în vârf este cetatea și fiecare urcă pe cărarea care vrem noi. Unul face serpentine foarte mari, unul ia liftul, unul se duce direct, nu? Nu, e greșit, foarte greșit. Cine ești tu să stabilești o asemenea regulă? Sunt multe căi care pot părea bune omului, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar la urmă se văd că duc la moarte. Nu duc la cetatea eternă, ci duc la moarte. Nu toate căile duc la bine, duc la viață. Este o singură cale. Și acesta este Iisus Hristos care a spus eu sunt calea, adevărul și viața. Vreau să închei cu câteva afirmații... În concluzie, afirmația numărul 1. Cei mai mulți nu vor să învețe ceva nou, ci să li se confirme ideile. Asta este o mare, un mare păcat. Apostolul Pavel zice: Ai grijă că vine vremea când oamenii nu vor să sufere învățătura sănătoasă, ci vor, vor să li se gâdele urechile. Să vină cineva să le spune că e ok, așa greșit cum cred ei. Ok? Să vină cineva să le confirme erorile. Se pare că predicatorii cei mai apreciați sunt ăia care vin și ne confirmă erorile. Ne spun că e bine, așa rău cum credem noi. <laughs> și mergem fericiți acasă, nu? Acasă sau spre iad și noi și predicatorul ăla. Concluzia numărul 2 este că învățătura nu trebuie să fie aleasă ca meniul la restaurant. Dacă ne place sau nu. Pentru că unii asta facem. Oh, nu ne place, nu ne place cravata predicatorului, nu ne place, eu știu, mustața lui. A fost într-o biserică și am primit un e-mail uh, foarte dur de la un frate mai bătrân care spunea de azi înainte toți băieții din biserica noastră o să aibă barbă. Ai venit la noi, mai eu am fost numai cu mustață, n-am avut barbă deloc, de asta deja imaginația mea mersese mult mai, mai, departe. O învățătură nu trebuie aleasă ca la meniul la restaurant, mai îmi place sau nu îmi place. S-ar putea ca învățăturile care nu-ți plac astăzi să-ți facă cel mai bine. ok? Ascultați-mă, medicamentele nu sunt bune deloc, n-au gust absolut deloc. Credeți-mă că iau vreo șapte în fiecare dimineață, ok? Și numai, numai eu știu ce gusturi au și aș vrea să scap de ele, dar asta e regulă acum, nu? Cineva m-a încurajat un prieten de -a meu și să zice, mai nu s fă probleme, când ajungi să mănânci la farmacie și să dori la poliție, nu, atunci îi bai. Eu la farmacie am început să mănânc. Numărul 3, dacă ne place o învățătură, nu este suficient ca să fie și corectă, okay? Dacă îți place o învățătură, asta nu este suficient să fie și corectă, s-ar putea să fie falsă. S-ar putea să fie o doctrină care să potrivește poftelor tale, ok? Oh, am auzit o predică extraordinară, e voie să bei vin, frate, aleluia, nu? Pentru că mie îmi place să beau vin, nu-i așa? Și atunci când cineva mă curajează nemaipomenit, ce bună predică! S-ar putea ca învățătora aceea să fie, să-ți placă, dar s-ar putea să nu fie corectă. De aceea, ultimul lucru este că nu trebuie să adopți nimic din ceea ce auzi, ci să verifici tot ce auzi cu Scriptura, ok? Du-te la Biblie să vezi dacă spune adevărat în Biblie sau nu poate să fie cel mai mare predicator și poate să greșească la fel de fundamental ca unul slab ca mine. Verifică cu Scriptura. Fi un înțelept ca aceea din Berea, evrei aceia care s-au dus acasă și au verificat în Scriptură să vadă dacă ceea ce a spus Pavel este adevărat sau nu. Verifică cu Scriptura tot ce auzi. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.